Stadionul Mecanica din municipiul Orăștie, primul stadion de fotbal construit într-un municipiu din județul Hunedoara după 1990, se află în plin proces de reabilitare, iar la mijlocul anului viitor va fi inaugurat. Va avea 600 de locuri pistă de atletism, iar în jurul arenei vor fi amenajate 200 de locuri de parcare. Vestea a dat-o chiar primarul urbei, Ovidiu Bălan, care s-a aflat ieri la București. Vechile construcții ale fostului stadion Mecanica din municipiul Orăștie, cu o suprafață totală de 20.000 de metri pătrați, au fost demolate, procesul de modernizare a stadionului începând în urmă cu 2 ani. După ce administrația locală din Orăștie a cheltuit din bugetul propriu aproximativ 1,6 milioane de lei pentru primele lucrări executate, a reușit să obțină o finanțare de circa 6 milioane de lei de la Compania Națională de Investiții pentru continuarea lucrărilor. Ieri am fost la București, am de asemenea o veste bună, sperăm să mijlocul anului viitor să finalizăm terenul de fotbal de la stadionul Mecanica, să deblocăm partea aceea cu copertina care rămăsese negăsită o soluție pentru finanțarea ei, deci vești bună pentru Orăștie. Terenul a fost pe fonduri de la Compania Națională de Investiții. La mijlocul anului viitor sperăm să fie finalizată lucrare. Stadionul va avea un teren de fotbal cu dimensiuni competiționale, acoperit cu gazon natural, prevăzut cu sistem de drenaj subteran, nocturnă și o tribună ce poate primi 600 de spectatori, fiind amenajată și o pistă de atletism acoperită cu tartan, cu 6 benzi de alergare. În jurul arenei vor fi amenajate alei și o parcare de 200 de locuri, iar la parterul tribunei vor fi amenajate vestiare pentru femei și bărbați, grupuri sanitare, spații tehnice și un cabinet medical.